găsit, doamnelor și domnilor, la Politica la Răscruce. Trebuie să avem credința că mai devreme sau mai târziu orice clasă politică va înțelege mecanismele economiei de piață și că salvarea ei va veni din mediul de afaceri și de la oamenii de afaceri care sunt capabili să găsească soluțiile economice viabile și care pe termen lung pot produce o dezvoltare durabilă a României, apărând interesul național și până la urmă interesele oamenilor care trăiesc și muncesc în această țară, spunea un fost președinte al Uniunii Naționale a Patronatului Român. Ce este Uniunea Națională a Patronatului Român, îl vom întreba pe domnul Ștefan Moldoveanu, prim vicepreședintele Uniunii Naționale a Patronatului Român. Bun găsit! Bine v-am găsit! Da, ce este UNP Român, spun eu, și nu spun UNPR, pentru ca telespectatorii să nu creadă cumva că discutăm despre o formațiune politică. Discutăm despre patronat. Uniunea Națională a Patronatului Român este cea mai veche confederație patronală, de fapt prima confederație patronală din România. Anul acesta este un an important pentru noi, deoarece împlinim 25 de ani de la înființare. Un sfert de secol e mult, da. E de o seamă cu grupul de firme din care fac și eu parte. Bun. În ultima perioadă am trecut la o reorganizare prin ideea de modernizare a acțiunilor patronale pe care le facem, care a durat un an de zile și în încheierea acestui an de zile am organizat Conferința Națională a Uniunii Naționale a Patronatului Român la Predeal în 18 martie. La această conferință am urmărit două scopuri. Modernizarea statutului în sensul formulării unui statut astfel încât să fie ușor de lucrat, astfel încât să fie viabil. Și bănuiesc că și adaptat la noile realități economice. A fost primul aspect care l-am urmărit și l-am reușit. Al doilea aspect din cadrul conferinței naționale a fost alegerea noilor organe de conducere. Suntem bucuroși că din rândul brașovenilor sunt 4 persoane care fac parte din noua conducere a Uniunii Naționale a Patronatului Român, subsemnatul în funcția de prim vicepreședinte, Daniel Moldoveanu, funcția de vicepreședinte. Sunteți foarte modest, trebuie să menționez că sunteți unul din fondatorii Uniunii Naționale a Patronatului Român. Nu sunt chiar fondator, dar sunt destul de vechi în patronat și mi este la suflet, așa cum sunt și grupul de firme pe care, din care fac parte. Da, vreau să vă... Avem doi colegi pe care își vrea să-i amintesc. Vă rog. Este vorba președintele Comisiei de muncă, domnul Grideanu Marian, și președintele Comisiei Juridice, domnul Hiu Mihai. Da, vreau să vă întreb, iată, am spicuit, aveți un site foarte bine pus la punct, foarte bine făcut, extrem de instructiv, am reținut de acolo că UNP Român, spun eu, este o organizație neguvernamentală, evident, non-profit, fără caracter politic, firme din sectorul privat cu capital integral românesc, mix sau numai cu capital străin, fac parte din această uniune. Spuneți-mi, cum sunteți? Nu știu de ce am avut senzația la un moment dat că sunteți organizați așa ca un fel de sindicat. Organizația noastră reprezintă în general, sunt parte de 90% capitalul românesc, întreprinderile mici și mijlocii, care de fapt sunt motorul dezvoltării economice. Una dintre dorințele noastre, odată cu modernizarea statutului și a noului sistem de organizare a nostru, este aceea de a sprijini în totalitate capitalul românesc și să creăm un brand din produs în România, produs în Brașov, produs în Sibiu, produs în București. Da. Este foarte important. În rândul nostru intră și organizații cu capital străin atâta timp cât fac totul pentru România, deci, pentru produsele românești. Produsele românești, da. Un moment important a fost 1992, apropo de întreprinzători mici și mijlocii, când ați fost admis în Asociația Mondială a Întreprinzătorilor Mici și Mijlocii. Da. Vechile conduceri care le-am avut, să știți că au fost compuse din oameni foarte serioși, care au pus suflet în această organizație.
să înțelegeți foarte bine, nu ne-am propus niciodată ca să adunăm cotizații ca să reușim noi să trăim. Da, da, da. La noi cotizația este simbolică. Uh-huh. Atunci când avem acțiuni, atunci punem toate forțele ca acțiunea respectivă să fie reușită. Da, se mai specifica acolo. Toată lumea te întreabă, vin acolo, dar de ce? Dau niște bani. Zic, nu e necesar. Vii aici pentru că e bine să intri într-o organizație, este bine să fii apărat de organizație, iar rolul acelor bani sunt pur simbolici, deoarece dacă faci parte dintr-o organizație, trebuie să ai cotizație. Sigur că da. Da, până în 2002 se pare, cel puțin am reținut din site, că a fost o perioadă de căutări, de exprimări eterogene în planul socioeconomic, de altfel și economia României până chiar după 2002 a fost, știu eu, foarte greu de caracterizat. Era așa ca un fel de mișcare browniană, era destul de haotică și sigur că și firesc mă gândesc că și oamenii de afaceri nu se prea gândeau la asocieri decât, poate, știu eu, îmi pun întrebarea. Datorită faptului că au apărut foarte multe organizații de acest fel, uh-huh, care uh-huh, urmăreau prin liderilor tocmai a alte scopuri decât cele firești. Da? Da. Din cauza aceasta foarte mulți întreprinzători se uită, au ezitat, probabil. Ezită să uh-huh intre în astfel de organizații. Uh-huh. E o greșeală. Și noi o să uh-huh le demonstrăm. Am și demonstrat acum un an de zile la o emisiune în care am spus că suntem în reorganizare. Ne-am dat un termen de un an de zile ca să reorganizăm totul și am reușit în acest an de zile să avem organizații nou înființate sau să zicem separat de ce am avut înainte, uh-huh, în 27 de județe plus București. Uh-huh. Da, 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 vă ascult. Ceea ce este foarte important, a demonstrat dinamism. Acum un an de zile, când s-a retras din funcție domnul Miluț, a trebuit să reorganizăm totul și am promis că vom ajunge un patronat la fel de serios cum am fost. Am renunțat la reprezentativitatea care o aveam atunci, uh-huh, și am vrut să o reobținem, dar pe o cale reală. Uh-huh. Orice înscriere la noi este înregistrată, iar atunci când va fi cazul să obținem din nou reprezentativitatea, să știți că va fi reală. Am înțeles. Spuneți-mi, mai vorbiți-mi puțin despre conferința națională din 18 martie de la Predeal, vă rog. A fost un moment foarte important pentru Foarte important, pentru este un reușit, o reușită. Am avut delegații, un număr de 78 parcă de delegați, mm-hmm, din toate organizațiile. După această conferință a avut loc un dineu seara, a doua zi au fost workshop-uri când ne-am organizat pe comisii de specialitate. Uh-huh. A fost o plăcere ca la acel dineu copiii de la Asociația Kids Music Production să ne încânte. Aha, da. A fost o reușită și au fost foarte, foarte apreciați de colegii mei din țară. Vrem să vă mai întreb, sigur că au fost luări de cuvânt, s-a discutat despre Uniune. Cam care a fost numitorul comun al acestor luări de Împreună cuvânt? Împreună suntem mai puternici. Asta da, a fost concluzia. Da, cred că... Și eu zic că a fost chiar o reușită. Da. Ceea ce intenționați dumneavoastră oarecum vine și în prelungirea citatului care am deschis emisiunea. Doriți să organizați acum în această perioadă, care este o perioadă fierbinte, spun eu, înaintea alegerilor locale, o întâlnire cu candidații
cu membrii ai societății civile, membrii administrației locale. Spuneți-mi, ce urmăriți prin această întâlnire? Păi, în primul rând, lumea trebuie să înțeleagă faptul că rolul Uniunii Naționale membrilor acestei organizații trebuie să fie tratată cu respect. Și să se înțeleagă faptul că dorim să ne implicăm în viața urbei. În acest sens, noi sprijinim diverse asociații, diverse organizații în domeniul cultural, artistic, sportiv. Iar un lucru foarte important ce-l urmărim este faptul ca să ne apropiem și să purtăm o discuție foarte serioasă vis-a-vis de problemele economice cu instituțiile de control ale statului. În acest sens, noi am lansat un proiect în toată țara care are o temă, îi spunem realizarea parteneriate pentru eliminarea pieței negre, deci produse, muncă la negru, servicii, reducerea evaziunii fiscale și eliminarea controalelor abuzive. Considerăm și dorim în urma acestor întâlniri și acestor protocole de colaborare pe care le încheiem ca să fim percepuți ca niște parteneri și nu ca între părți, da, nu beligeranți, da, să găsim modalități de colaborare eficiente, crearea unor punți de comunicare, să nu fim priviți din lumea de afaceri din primul moment ca și niște infractori. La un urmă control, imediat e vinovat. Nu? Da. Eu ceea ce spun din partea colegilor mei, dar am început acest proiect și am avut două întâlniri foarte serioase și eu zic că urmate de succes, unde am încheiat acorduri de colaborare și de parteneriate cu Inspectoratul Teritorial de Muncă și cu ANAF-ul. Bun, mai ales cu ultima, cu ANAF-ul, trebuie avut o relație absolut, cum să-i spun, aproape colegială. Corect, și să nu mă așteptam, noi n-am avut tangențe prea dese cu ANAF-ul, dar din primul moment am observat că e o deschidere. Deci o altă abordare din partea lor, da? Și din partea dânșilor. În 99% din punctele pe care le-am discutat au fost de acord cu toții și au coincis cu și ce doi. În amândouă întâlnirile, din păcate, am ajuns la concluzia că lucrul care trebuie făcut la ora actuală este clar modernizarea legislației române în cele două domenii. Da, am înțeles. Da, pentru că urmează să aveți această masă rotundă cu candidații la alegerile locale cu denumirea Brașovul încotro. Asta ne-o dorim, să sperăm că vom reuși să realizăm. Sunt convins că toți cei care, știu, visează la un fotoliu de primar sau un loc în Consiliul Local sau județean vor dori să stea de vorbă cu dumneavoastră, pentru că în toate programele lor, sau mă rog, gândurile lor, nu toată lumea are câte un program așa bine stabilit, elementul economic este primordial. Este și firesc acest lucru. Dar aici se pune o altă problemă. În acest sens, vă rog, probabil că am uitat, dar readuc aminte ce sunt anul acesta, în martie, probabil că este un punct, să zicem, istorie, faptul că între o confederație patronală și Camera de Comerț și Industrie s-a încheiat un protocol de colaborare. Am lansat împreună proiectul Împreună pentru Brașov. Am considerat și eu și domnul președinte al Camerei de Comerț, eu când zic eu, zic organizația noastră, este foarte important să colaborăm pentru binele comunității. Printre punctele pe care ni le-am ales ca țintă, pe primul loc categoric este să milităm în scopul realizării aeroportului din Brașov. Două obiective, autostrada și aeroportul, le aveți în vedere. Două, și al treilea este
sunt parcurile industriale, s-a vorbit foarte mult de parcul de la Feldioara, nu s-a făcut nimic. Și iarăși un lucru foarte important, un, hai să zicem, un proiect care l-am încheiat împreună cu colegii de la Camera de Comerț. Anul trecut l-a lansat la gala noastră de excelență. Domnul primar ne-a lansat o provocare să preluăm, să administrăm noul centru de afaceri, care încă nu este finalizat. Am considerat ca și aici să fim împreună cu Camera de Comerț și Industrie și sperăm că se va finaliza și vom reuși să le administrăm spre binele lumii de afaceri din Brașov. Da, pentru că eu revin la ideea mea și cu asta o să și închei. Toți cei care se visează, așa cum spuneam, într-un fotoliu de primar sau consilier local sau județean, au economicul în prim plan, bineînțeles că se amintește de aeroport, se amintește de autostradă. Sigur că deciziile noastre locale vis-a-vis de autostradă nu pot fi decât unele de tip lobby, pentru că deciziile se iau la București, nu la Brașov. Însă, de altfel, într-o anumită perioadă de timp și aeroportul tot cam așa. Ca idee deci, de aeroport... În urma galei de excelență, noi acordăm titlul Coroana Cetății Brașov. Anul trecut... A fost prima ediție, prima ediție. Anul trecut, acest titlu l-a primit primul primar al Brașovului și inițiatorul aeroportului din Brașov, să mândru de faptul că mi-a fost și profesor în facultate, domnul Adrian Moruzi. Adrian Moruzi, da. Da, și în sensul acesta o să-l mai citez o dată pe fostul dumneavoastră președinte, care spunea că un EPR se pronunță pentru eliminarea politicului din economie și din structurile patronale invadate, mă rog, de miniștri, foști miniștri, parlamentari și așa mai departe. Este o frază foarte, foarte bine gândită, spun eu, și așezată. În orice caz, oameni strâns legați de partide politice, de mecanismele executivului, influențând în mod negativ și preferențial deciziile economice din România. În rândul nostru sunt primiți patroni care pot să facă parte din orice organizație politică. Este un drept și este un drept constituțional. Dar ca și cum se zice, nu e o obligație, ca și idee, noi le sugerăm să, dacă sunt președinte, să lase chestiunile politice la ușă. Dacă ocupă funcția de conducere în politic, în patronat, nu. Tocmai pentru a elimina orice suspiciune. Chiar dacă dân și poate mulți din ei vor să facă bine. Sunt oameni onești și... Dar să nu amestecăm una cu alta, pentru că atunci nu mai ne pierdem din credibilitate. Da, așa este. Bun, dacă anul trecut a avut loc acest top al excelențe, da, anul acesta va fi o a doua ediție, vorbiți-mi puțin despre ea. Prima ediție organizată în Brașov, eu zic că ne mândrim că a fost o reușită, a avut ca și tema de premiere notorietatea, însemnând percepția agenților economici, a firmelor, a brandurilor brașovene de către populație. Anul acesta, tema premierii este încrederea în angajatorii brașoveni privind stabilitatea angajaților și siguranța locurilor de muncă. Avem o listă sau o listă destul de mare pentru fiecare cele 9 domenii de activitate restrânse care să le premiem. Probabil că săptămâna viitoare, la sfârșit, ajungem la top 10. Bun. Iar plicurile se vor deschide pentru primii trei la gală. Ați amintit câteva din... Spuneți-mi cam care ar fi criteriile de selecție. Ați amintit tema. Păi să nu fie
datornici, să nu aibă locurile de muncă să fie sigure, angajații să nu plece datorită condițiilor proaste de muncă sau a salariilor. Este cel mai important lucru care trebuie urmărit în lumea de afaceri. Iar perceperea de către societate a angajatorii prin încrederea care ar ei, aceasta vrem să o premiem anul 2016, fiind și un an jubiliar. Este în prima parte, în partea a doua, deci vom premia nouă categorii, vom premia premiul 1, 2 și 3, iar apoi vom înmâna premiile de excelență în sport, sănătate, economie, deci e a doua categorie unde sunt de excelență și premiul final, iarăși cireașa de părtot, da, cum zicem, premiul Ordinul Corona Cetății Brașov. Ați amintit de notorietate, să știți că și, adică sunt convins că știți că și în politică notorietatea contează, dar asta nu înseamnă întotdeauna și calitate. Știm, vreau să vă spun că în trecut am rămas surprinși de faptul că firme la care totuși nu ne gândeam că intră în top 10, au fost în top 10. Deci cunoscute, poate nu erau nume de răsunet, dar lumea l-a perceput bine și i-a apreciat calitatea produselor. Da. Iar aici unde este vorba în încrederea în angajatorii brașoveni, prin activitățile pe care eu le desfășor, am întâlnit situații în care angajați care au plecat la muncă în străinătate, când s-au întors, au zis, mă duc tot la... Da, acolo m-am simțit... M-am simțit bine, da. Și au plecat să câștige un ban în plus, asta este, cu acordul angajatorului, care i-a spus, sunt mulțumit de tine și ești oricând primit, oricând bine primit în societate. Cu un plus de experiență. Și cu un plus de experiență, sau... Nu, dar măcar staționar. Da, mai aveți un proiect extrem de important de data aceasta, este în plan național, dacă aveți această masă rotundă cu Brașovul încotro. În toamnă, înainte de alegerile parlamentare, veți avea o întrunire cu tema România încotro. Da. Aceste două proiecte sunt reeditate, le-am mai aplicat și acum 4 ani. Într-o altă conjunctură, în urma unor cursuri de advocacy, de lobby, am făcut, să zicem, o lucrare de licență. Și au fost 2 lucrări, le-am dus împreună cu alți colegi la capăt, sperăm și anul acesta să reușim să realizăm cele 2 proiecte. E foarte important pentru că această întâlnire nu se va desfășura sau nu se desfășoară ca o masă rotundă între candidații. Ei vor primi setul de întrebări care vor răspunde punctual la întrebările respective fără să se întrerupă între dânsii. După ce terminăm masa rotundă putem să începem polemicile. Discuțiile, da. Da, pentru că este important pentru lumea de afaceri să știm care este viziunea și să ne înțeleagă că suntem alături de dânsii și dânsii să fie alături de noi. Scopul e comun. Da. Am mai remarcat pe site-ul Uniunii, care, încă o dată, repet, pentru mine a fost o surpriză foarte plăcută. O serie... gata, să știți, da, s-a refăcut. Mă bucur. O să regăsiți o platformă de business între membrii noștri. Porțile deschise către celelalte organizații patronale din țară. Sper să facem anul acesta o surpriză mare și o ocazie ca să mai purtăm o discuție pe tema aceasta. O încercare de-a noastră pe plan național. Plus de asta am avut întâlniri și discuții cu alte organizații din străinătate. Noi suntem parteneri cu patronate din Republica Moldova. Din, da, iată un subiect interesant, da, care merită dezbătut. Din păcate nu o să-l putem în această emisiune, care tocmai din păcate a luat sfârșit. Eu vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Oricând, studioul vă stă la dispoziție. Și eu vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, a fost Ștefan Moldoveanu, prin vicepreședintele Uniunii Naționale a Patronatului Român. Vă dau întâlnire pe data viitoare. La revedere!